Hello, dragile mele, mă bucur din nou să fiu alături de voi. Am așteptat cu mult drag această sesiune de videoclip, pentru că mi-era dor de voi, sincer. Am și foarte multe vești bune, așa că de-abia aștept să încep. Prima dintre ele este, de fapt, și subiectul nostru de astăzi. Doamnelor și domnișoarelor, este timpul să știți că nu mai trebuie să faceți compromisuri în ceea ce privește îngrijirea naturală a părului. Cred că una dintre cele mai des întâlnite întrebări pe canalul meu de YouTube este cu uleiul de cocos. Cum pot să folosesc uleiul de cocos, dar ce ulei să pun în cap și cum să îmi facă părul mai frumos. Am o veste extrem de bună, Kerastase a lansat Aura Botanica. Sună așa, Aura Botanica. Bun, chiar e un produs natural. 96% natural. Kerastase este foarte sincer cu noi și ne spune ce reprezintă cei 4% rămași până la 100%, și anume un conservant pentru a păstra cât mai intactă formula și parfum, dar trebuie să știm că parfumul este un blend de uleiuri esențiale în cazul acestei game. Am testat-o, am folosit-o în toate felurile posibile, așa că pot să vă vorbesc despre ea și pot să vă spun cu certitudine că avem rezultate cu aceste produse. Bun, sunt 4 produse în gamă, dar din păcate trebuie să-mi cer scuze, eu am uitat unul acasă, așa că azi am doar 3 la mine. O să vă povestesc de toate 4, dar o să vă arăt doar 3, o să rog pe Laura să-l caute pe al 4-lea și să ne pună așa o poză când vorbesc eu despre el. Bun, primul este Bain Micellar, este șamponul gamei. Extrem de important, niciun produs din gamă nu conține silicon și nu conține sulfați. Ingredientele de bază sunt uleiul de cocos și uleiul de argan, dar ambele, doamnelor și domnișoarelor, nu doar unul dintre ele, ci amândouă, dar cele care sunt cele mai căutate și cel mai des folosite în frumusețe, le regăsim și în aceste produse. Și e foarte important, sursa din care provin aceste uleiuri este o sursă etică, adică produsele sunt prelucrate, sunt recoltate într-o manieră respectuoasă atât față de mediu, cât și față de oamenii care participă la prelucrarea lor. Adică sunt plătiți corect, iar mediul nu are de suferit în urma acestor recoltări. Uleiul de cocos vine din Samoa, iar uleiul de argan vine din Maroc. Deci acestea sunt cele două regiuni de unde sunt luate ingredientele active. Vreau să vă spun că e pentru toate tipurile de păr. Evident, nu are adresabilitate, adică nu este pentru un tip de păr foarte, foarte stricat, să zicem, un păr care a fost super decolorat sau care a făcut schimbări de la negru la blond în 2 săptămâni, nu este îngrijirea cea mai potrivită. E ca și cum, nu știu, ai ține un detox, că tot se poartă și tot este la modă, dar seara ai băga o ciocolată. Nu merge, adică ori faci una, ori faci cealaltă. La fel este și în cazul acestei game. Al doilea produs de care trebuia să vă vorbesc, dar pe care nu l-am la mine, o să țin mâna așa frumos și Laura o să-l pun aici, ca să-l vedeți, este tratamentul din gama Aura Botanica, la fel pe bază de ulei de argan și ulei de cocos. Se aplică după ce am șamponat părul de 2 ori și am șters părul cu prosopul. Îl aplicăm pe lungime, evident nu îl aplicăm și la rădăcină, și masăm puțin, pieptănăm, iar apoi îl clătim. Cele două produse, adică șamponul și tratamentul, merg mână în mână. Ele așa trebuie folosite. Ideal este să nu combinați aceste două produse cu nimic altceva. Al treilea produs, deși nu știu de ce le pun așa în ordine, cred că așa au sens în capul meu, sincer, ca să fiu cu voi, este concentrat esențial. Este, dacă vreți, cel mai versatil produs al gamei, poate fi folosit într-o multitudine de feluri. Putem să-l folosim pe scalp, dacă avem un scalp uscat sau sensibil, înainte să spălăm părul, evident. Putem să-l folosim pe părul sensibilizat, dacă vrem să protejăm pe timpul spălării, adică la fel, îl aplicăm și pe păr înainte să spălăm părul cu șampon, și de asemenea poate fi folosit și în tratament, adică punem un pic de tratament într-un bol, în ceva, și adăugăm până la 6 picături de concentrat esențial, după care amestecăm acolo și de-abia după aceea îl aplicăm pe păr. Asta dacă avem de-a face cu un păr mai gros, cu un păr mai poros sau cu un păr mai sensibil, care are nevoie de puțin mai multă îngrijire. El poate fi folosit și pe mâini și pe corp,
nu este formulat pentru față, deci nu putem să-l folosim și la nivelul feței, dar eu mă dau cu el pe mâini și chiar o să exemplific, o să facă Laura un close-up ca să vedeți ce textură are produsul și vreau să vă zic că chiar îți lasă mâinile absolut fenomenal după ce îl folosești. Și al patrulea produs este un produs bifazic, ceea ce înseamnă că are și apă și ulei în el. Este un produs leave-in, adică nu îl clătim, îl aplicăm după ce am făcut șamponarea, după ce am făcut partea de tratare, clătim părul, ștergem din nou și ne pregătim să ne coafăm. Înainte să ne coafăm, putem să aplicăm acest produs, dar foarte important este să îl zbatem destul de bine ca cele două câmpuri pe care le vedeți în interiorul sticlei să se poată combina și pur și simplu pulverizăm. Hop! Are un miros absolut spectaculos, toată gama are un miros foarte spectaculos de aromaterapie, repet, nu are parfum din acesta comercial pe bază de alcool în el. Aplicăm pe părul umed, uscăm părul cum vrem să-l uscăm, îl stilizăm și dacă vreți la final mai multă îngrijire, puteți din nou să amestecați bine produsul și să îl... miroase foarte bine. Serios, chiar miroase foarte bine, cred că are apă de trandafir sau ceva în el. Da, cred că are. Și, repet, puteți să-l aplicați și pe părul uscat de la distanță, pur și simplu pentru a da un plus de hidratare și de strălucire părului vostru. Bun, acestea ar fi cele patru produse din gama Aura Botanica. Am uitat să vă spun despre ele un aspect foarte important. Sunt 98% biodegradabile, ceea ce înseamnă că nu au impact asupra mediului. Practic, nu o să intre în peștii pe care îi mâncăm noi. Deci nu ne strică apa. Flaconul șamponului este făcut din plastic reciclat 100%. Iar flaconul concentratului esențial are sticlă reciclată în proporție de 25%. Așa cum vă spuneam, trecem în era îngrijirii naturale, unde nu mai trebuie să facem compromis între, așa tratamentele homemade, dacă vreți, făcute așa cumva de noi acolo în bucătărie, sau produsele de lux. Nu mai trebuie să alegem între cele două, cele două s-au întâlnit, un tratament natural cu performanța cu care ne obișnuim până acum chiar asta. Sper să vă placă, încercați-l. Dacă aveți întrebări, evident că puteți să mă întrebați ce vreți voi în legătură cu ele și o să încerc să vă răspund tuturor. Mă găsiți aici pe canalul meu de YouTube, dacă nu pe Facebook, pe Instagram, pe Snapchat și pe oriunde mai dăm unii de ceilalți. Vă mulțumesc foarte mult, dragii mei, și până data viitoare să aveți un păr superb! Ce s-a auzit? Interfon. Avem interfon? Ce? Nu mai știu unde a rămas, dar e ok. Acum? Nu pot să mă prostesc chiar așa, Laura. Ce cu mine? Ne prostim degeaba. Este foarte bun.